Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vlad, m-am gândit la tine în weekend. Cred că erai fericit când vedeai cum agricultura se dezvoltă în toată țara. Așa, având în vedere nisoarea care a căzut peste, dar nu peste era, glie. Da, nisoarea n-a fost rea, viscolul a fost mai nasol. La socrii mei în Călăraș era zăpadă mare, înțeleg că s-au rupt niște copaci, adică a fost urât de tot. A fost o furtună mare, Marea Neagră. Și ce să vezi, cine s-ar fi așteptat, a venit iarna. Când nu, în aproape decembrie. Da, nici măcar nu e decembrie și uite, a venit iarna. Pe ce tupeu. Da. Prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore, este la telefon. Bună dimineața, Silviu! Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Silviu, ascultând comentariile voastre extrem de pertinente, îmi dau seama cât de pricepuți sunteți în domeniu. Mulțumim! Ești foarte drăguț, de aia te sunăm eu pe tine. Am văzut că vântul a bătut de la stânga la dreapta. Dar eu vreau să știu dacă această furtună a avut și nume. Că înțeleg că Marea Neagră a fost o furtună foarte mare și nu știm ce nume a avut. Eu am crezut că e anonimă. Aneu. Haideți să-i lămurim pe ascultătorii noștri. A fost vorba despre un ciclon, un ciclon foarte activ, foarte intens, un ciclon mediteranean, așa cum îl numim noi, care a avut o traiectorie dinspre peninsula balcanică, să spunem, peste Marmara, peste Bosfor și a ajuns în bazinul vestic al Mării Negre. În acest context, acești cicloni, vorbim despre ciclon, neapărat despre o furtună. Furtuna este numele generic pe care îl găsim în literatura de specialitate europeană, să-i spunem, vestică, dar noi vorbim despre cicloni. Acest ciclon, ca să răspund pe scurt întrebării voastre, a avut un nume. Meteorologii britanici au botezat acest ciclon, această depresiune, Bettina. Bettina? Bettina, exact. Există, să știți, Bambina și un site în Germania pe care puteți să vă înscrieți dacă doriți să propunem nume. Nume unei formațiuni barice, un ciclon sau anticiclon, exact. Cum se numește acest site? Contra unei modeste sume de 200 de euro. Atunci lasă, nu mai zici. Puteți să botezați ciclon. Auzi, din Germania l-au botezat Phil. Stai puțin, Silviu, dar tu dacă îl botezi în banii ăștia, îți dă și recunoaștere internațională? Adică dacă zic eu că e meteorologice, va apărea numele pe care dumneavoastră îl doriți și pe care îl plătiți. Trebuie să facem ciclonul marin, a lovit Anglia, puf, și zic că acum pe toate posturile, pe toată lumea, domne. Să le dăm nume de astea complicate, să fie, știi? Eufrosina, știi? De astea. Sau poți să te promovezi pe tine, ciclonul Petrescu. Da. Auzi, Silviu, nu, dar serios acum. Vreau să, adică spune-ne dacă astfel de fenomene, dacă ne mai așteptăm la astfel de fenomene în perioada următoare și dacă, desigur, am scăpat de iarnă, dacă vine primăvara acum. Bine, noi sperăm să spui nu. Răspunsul în ordine pentru cele două întrebări, evident că vom mai avea astfel de fenomene de iarnă. Iarna calendaristică practic nu a început și primăvara nu vine, din potrivă. Acum, vă amintiți weekendul trecut, atunci când un ciclon pe o traiectorie foarte, foarte asemănătoare a determinat efecte destul de grave, să spun, în Constanța. Ei bine, situația s-a repetat. Ciclonul acesta a avut aproximativ aceeași traiectorie, tot în apropierea coastelor vestice ale Mării Negre, a litoralului nostru. S-a îndreptat, din fericire, destul de rapid către Ucraina, însă întrecerea lui în contextul în care și răcirea s-a manifestat a fost, sau efectele au fost mai grave, cu, a spus voi, viscol puternic. Apropo, la Jurilovca au fost rafale de aproximativ 140 de kilometri pe oră. Și din fericire nu a existat o situație de blocaj a acestui ciclon în deplasarea lui către nord-nord-est, pentru că altfel ne-am fi confruntat cu o situație de viscol care se manifestă de regulă pe areale mai extinse în estul și sudul, sud-estul țării. Și cred că vă amintiți că în 1998, spre exemplu, 21-23 noiembrie, în sud-estul țării a fost un viscol mult mai puternic. Ce se întâmplă după acest ciclon? Da. Cu certitudine vor mai fi episoade de iarnă, probabil și de viscol în acest anotimp rece. Pe termen scurt, să spunem, săptămâna aceasta nu. Circulația atmosferică și, în general, condițiile la nivel european nu favorizează dezvoltarea unui astfel de ciclon și evoluția lui în spațiul geografic al României, dar vor fi alte depresiuni atmosferice care ne vor influența, începând chiar de mâine noapte, spre exemplu. O altă depresiune atmosferică aduce precipitații din vestul țării și ce este interesant de această dată, faptul că
După nisorile de astăzi, care vor fi destul de puține la munte și în jumătatea de nord, precipitațiile de mâine noapte mai ales vor fi mixte cu depuneri de polei prin vestul și sud-vestul țării, apoi prin centru și ulterior pe parcursul zilei de marți în zona subcarpatică a Moldovei sau în vestul Moldovei. Este un fenomen destul de periculos de care trebuie să ținem seama. Și toate acestea vin într-un context în care, să spunem și, regimul termic va fi unul destul de oscilant. Adică acum e destul de frig, minus 7 la 2 grade. Da, în zona asta sunt minus 3 grade acum. Exact, la munte este mult mai frig, vârful omul minus 20 de grade. Iar pe parcursul zilei de astăzi e destul de rece în aproape toate regiunile, numai mult de 6-7 grade în vestul Oltenii, dar maximele vor pleca de la aproximativ minus 3, minus 4 grade. Zăpadă în perioada următoare? Da, va ninge. Astăzi destul de puțin la munte și în nord, mâine tot la fel, dar marți, spuneam, luni spre marți, marți mai ales, ninge din nou la munte, se mai depune strat de zăpadă și apoi nisorile mai rămân de interes. Și joi, cu mențiunea că, începând de joi, dar mai ales vineri, vremea se încălzește din nou și luna decembrie debutează cu vreme, putem să spunem, deosebit de caldă. Foarte probabil să vorbim despre maxime de 12-13, izolat 14 grade. Da. Mulțumesc foarte mult, Silviu Grigore, meteorolog ANM, pentru aceste explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.